Slavă Domnului Iisus Hristos că suntem în casa Lui la final de an. Iată-ne purtați pe brațele Domnului timp de un an întreg și am ajuns în ultimul sabat, în biserică, în viață, în sănătate și mai ales în credință. Mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a purtat de grijă până astăzi. Frații mei, în ocazia aceasta, pentru puținele minute pe care le vom petrece aici în casa Lui Dumnezeu, aș dori să vorbim despre ultima biserică pe care Dumnezeu o are pe pământul acesta. De la anul 31 la anii 100 a fost prima biserică pe care o găsim în Apocalipsa, capitolul 2. Penultima biserică a început în anul 1798 și s-a terminat perioada ei în anul 1844, a fost Biserica Filadelfia, Filadelfia, care înseamnă iubire frățească. Ultima biserică de la anul 1844, care se întinde până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, Laodiceea se mai traduce prin poporul judecății. Poporul acesta care trăiește în timpul judecății. Da? La anul 1844 a început și judecata de cercetare în ceruri cu cei morți, judecată care va trece la cei vii. Haideți așadar să parcurgem pasajul acesta care ne privește în mod special pe noi la vremea sfârșitului. Apocalipsa la capitolul 3 de la versetul 14, citesc. Îngerului bisericii din Laodiceea scriei. Îngerului bisericii. Cine este îngerul acestei biserici? Gabriel? Sau un alt înger? Cine este? Inspirația ne spune că atunci când Dumnezeu vorbește celor șapte biserici din Apocalipsa, mesajul este adresat îngerului bisericii. Da? Asta înseamnă că mesajul din cer, din partea lui Dumnezeu, vine către conducerea bisericii lui Dumnezeu. Dar prin extensie, mesajul se duce până la ultimul membru laic al bisericii din perioada respectivă, egal că vorbim despre Efes, Smirna, Tiatira, Sardes, și așa mai departe până la Laodiceea. Îngerului bisericii scriei, iată ce zice cel ce este amin. Când se zice amin? Cumva la sfârșit. Iată ce zice cel ce este amin. Martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. La un moment dat se pune o întrebare în spiritul profetic și anume, ce a produs cernerea în biserica lui Dumnezeu la vremea sfârșitului? Și răspunsul este solia martorului credincios, care a venit să spună bisericii starea ei în care se află și tot acestui înger și bisericii prin extensie, așa cum spuneam mai devreme, îi se adresează acest mesaj și tot acestei biserici să dă și soluția în vederea mântuirii. Și spune așa Biblia, care este mesajul? Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Mesajul către Laodiceea începe cu știința lui Dumnezeu. Cu omniștiența sa. Cu atotștiința sa. Despre fiecare dintre noi. Domnul spune, știu faptele tale. Adică Domnul știe ce facem noi când nu suntem la biserică. Domnul știe ce facem noi după ce se termină ziua de sabat. Domnul știe ce facem și ce gândim ziua sau noaptea. Domnul știe ce planuri avem. Domnul știe totul. Și El zice, eu știu faptele tale. În spiritul profetic există un pasaj foarte frumos pe care îl scrie cineva zicând, Dumnezeu știe și unde locuiești. Dumnezeu știe și patul în care dormi. Dumnezeu îți știe povara. Dumnezeu știe. El nu trebuie să fie informat. Avem de obicei câteodată atunci când vine ora de rugăciune și mergem la biserică să ne rugăm la Dumnezeu informându-L despre noi. Dar Dumnezeu știe, El nu are nevoie să fie informat. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot. Rece înseamnă să fii ateu dacă se poate. Înclocot înseamnă să fii neprihănit dacă se poate. Iar noi nu suntem nici în zona ateismului, nici în zona neprihănirii. Suntem undeva așa, încropiți. Nici.
Și spune Biblia, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Această vărsare este un fel de lepădare, frații mei. Și trăim în timpul în care vom fi luați pe buzele Domnului Hristos și mărturisiți la Tatăl, sau trăim în timpul în care vom fi lepădați de pe buzele sale și nu vom mai fi mărturisiți înaintea Tatălui. În Matei, la capitolul 10, versetul 32 și 33, Biblia zice, de aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea Tatălui, îl voi mărturisi și eu pe el înaintea... Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu pe el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar versetul următor cum zice? Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, noi suntem mărturisiți la Tatăl în funcție de cât de mult îl mărturisim pe el înaintea oamenilor. Știți ce este trist? Că am ajuns o vreme. Am ajuns vremea din Matei, capitolul 24, când spunea că dragostea celor mai mulți se va răci. Am ajuns vremea aceea din 1 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 mai departe, unde zice că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Am ajuns vremurile acelea când nu mai avem interes pentru semenii noștri să-i ducem la Dumnezeu. Spune inspirația că unii dintre noi am mers toată viața la biserică, dar n-am avut niciodată preocuparea să mai ducem pe cineva la mântuire. Niciodată. Niciodată. Știu faptele tale. Nu ești nici rece, nici înclocot, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Mesajul acesta este o avertizare, nu este un fapt împlinit. Există persoane care vorbesc despre pasajul acesta ca fiind deja un fapt împlinit. Hristos va vărsa din gura lui. Nu, nu, nu. Este o avertizare. Am să te vărs. Este o chestiune a viitorului. Dacă nu se vor produce modificări. Și spune cuvântul, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Pentru că zici, sunt bogat. Biserica Adventistă de ziua a șaptea, pentru că despre ea este vorba. Trăiește în această perioadă de timp, sau traversează, dacă vreți, o perioadă de timp cum n-a fost niciodată în istoria poporului lui Dumnezeu din toate veacurile. O stare de prosperitate materială ca niciodată. Dacă dumneavoastră mai cunoașteți o stare de prosperitate a bisericii cum este astăzi, să-mi spuneți. Nu există în istoria bisericii. Poporul lui Dumnezeu și-a scris istoria cu sânge, vorbind despre o istorie în care martirii lui Dumnezeu au fost cu milioanele, în care oamenii trăiau pentru Dumnezeu cu adevărat și nu le păsa altceva decât să trăiască pentru onoarea lui Dumnezeu. Mi-amintesc cu ani în urmă când am vizitat în Italia, dincolo de Torino, văile Piemontului, am fost și am vizitat casele valdenzilor, școala lor, biserica lor, unde dormeau ei, peștera în care au murit ultimii dintre ei arși de oștile romane. Stăteam și mă gândeam la oamenii aceștia că au vrut să nu aibă nimic în comun cu lumea aceasta în care au trăit. Pentru ei și pentru mintea lor, lumea era ceva distinct de viața lor. Noi astăzi suntem atât de bine aclimatizați cu lumea, încât ne este aproape imposibil să trăim fără ea. Interesant este că în Geneza, capitolul 11, se construiește primul oraș intitulat Babel, de unde este derivat Babilonul. Și cu toate acestea ar trebui să ne îndreptăm spre orașul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, noul Ierusalim. Lumea aceasta ne propune o formă de a trăi în mijlocul ei, iar Dumnezeu ne propune un alt fel, o altă formă de a trăi pentru veșnicie în prezența Lui. Deci avem de ales între a trăi pentru societatea aceasta, pentru lumea aceasta, în mijlocul acestei lumi, de dragul ei, împreună cu ei, sau de a ne pregăti pentru viața viitoare. Cum spunea cineva, în lume, dar nu din lume. În lume, dar nu din lume. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Acest sună această exprimare, sunt bogat, m-am îmbogățit. Mândrie. Mândrie.
Inspirația spune că mândria nu simte nicio nevoie. De aceea este foarte greu, aproape imposibil să mai convertești pe cineva care a ajuns mândru. Cineva care cade în păcate odioase, cineva care a căzut în păcate grele, se mai poate trezi pentru că își va da seama de mizeria în care a ajuns. Însă cineva care este mândru nu simte nicio nevoie. O inimă mândră nu simte nevoia de pocăință. Nu simte nevoia de schimbare. Nu își vede orbirea, sărăcia, ticăloșenia, goliciunea. De aceea, ce paradoxal este să umblăm în aceste timpuri cu gândul că suntem bogați, că avem de toate, dar suntem nenorociți, ticăloși, săraci, orbi și goi pe stradă. Nu-i ciudat? Te sfătuiesc. Îți recomand. Ne ducem la medic să ne recomande ceva. Da? Marele medic ne recomandă. Ce ne recomandă Domnul nostru Iisus Hristos? Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Este foarte interesant că noi am fost învățați să primim pe degeaba. În cartea lui Isaia zice, de ce vă dați câștigul vostru pentru lucruri care nu satură? De ce vă dați banii voștri, munca voastră pentru lucruri care nu hrănesc? Te sfătuiesc să cumperi. Asta înseamnă că atunci când noi vom primi de la Dumnezeu, va trebui să plătim un preț. Știți de ce umblăm încă astăzi ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi? Pentru că nu vrem să plătim prețul. Trebuie să cumpărăm. Iar prețul acesta pe care Domnul îl pune înaintea noastră, noi nu vrem să-l plătim. Spune cuvântul aici, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc. Ce este aurul? În 1 Petru, iată ce spune Biblia. 1 Petru 1:7, Biblia zice așa. Pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Ce este aurul acesta curățat prin foc? O credință încercată. Eram cu ani în urmă undeva într-un județ din Conferința Moldova. Și vorbeam cu cineva despre momentele când, îmi povestea de fapt persoana aceasta, despre momentele când avea 19-20 de ani și a venit vremea armatei. A venit vremea să facă armată. A plecat în armată, era din Biserica Adventistă, dar în armată și-a dat seama că el nu are o relație autentică cu Dumnezeu. Și acolo a trebuit ca să aleagă dacă sâmbăta va ieși sau nu va ieși la instrucție, dacă să mănânce, să nu mănânce porc și așa mai departe. Și mi-a zis, acolo am renunțat la Dumnezeu și la credința mea. M-am întrebat oare de ce? Credința pe care noi pretindem că o avem astăzi, va ajunge într-o zi în cuptor. Credința care socotim noi că ne motivează astăzi să venim la Biserica Adventistă, va ajunge într-o zi să fie încercată. Iar dacă ea va trece proba focului, va fi mai strălucitoare decât este aurul. Astăzi, într-un timp în care se promovează atât de mult libertinajul, lumea aceasta este atât de mult pătrunsă în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu, încât spune profeția că linia de demarcație dintre lume și biserică este aproape ștearsă. Aproape că nu mai vezi. Linia de demarcație nu se mai vede. Nu mai știi unde este marcajul, ca să nu treci dincolo. Și aici este un pericol. Ai grijă că te vărs. Să știți că vărsarea sau lepădarea este fără întoarcere. Trăim într-un timp când Dumnezeu este gata față de această biserică să spună s-a sfârșit. La finalul perioadei acestei biserici care începe la anul 1844, dar nu știm unde se va termina, la finalul acestei biserici se va spune s-a sfârșit. Iar pentru cei care nu au reușit să-și formeze caracterul care ni se recomandă aici, va fi pentru totdeauna prea târziu să-și mai formeze vreodată caracter pentru veșnicie. De aceea, frații mei, a venit vremea. De mult, ca tu și cu mine, să luăm viața de credință în serios.
Nu mai este de mult vremea ca noi să trăim o fațadă a credincioșiei, ci a venit vremea ca noi să luăm viața de credință în serios. În ceea ce privește alimentația noastră, în ceea ce privește gândirea noastră, privirea noastră, îmbrăcămintea noastră, vorbirea noastră, comportamentul nostru de fiecare zi este pus mereu și mereu în cântarul cerului. Știți că a venit o zi în viața celui mai mare, în viața, hai să folosim așa o altă exprimare, în timpul celui mai mare imperiu din toate timpurile Babilon, când ultimul împărat pe nume Belșațar a fost cântărit în cumpăna cerului și a fost găsit cum? Prea ușor. Va veni o zi a judecății tale și a judecății mele, când fiecare dintre noi vom ajunge la bara de judecată a lui Dumnezeu, cum spune cuvântul, căci fiecare om trebuie să ajungă acolo, și vom fi găsiți cumva. Te-ai gândit cum vei fi găsit în ziua aceea? Te-ai gândit? Frații mei, dumneavoastră și cu mine vom fi judecați într-o zi. Ne-am gândit cum vom fi la cântar în ziua aceea? Prea ușor? Sau suficient de credincioși, de ascultători, ca Domnul să ne poată spune bun venit în împărăția slavei? Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc. Credința. Credința. Biblia spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți. În Habacuc 2:4 zice că cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Neprihăniții lui Dumnezeu vor trăi prin credință. De unde știm lucrul acesta? Va veni în curând vremea, spune Apocalipsa capitolul 13, când nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă fără să aibă semnul fiarei. Vă amintiți? Cum vom trăi? Prin credință. De unde vom lua noi atunci credință? Pentru că este un timp când să cumpărăm. Amintiți-vă din Matei capitolul 25, când fecioarele înțelepte și neînțelepte erau acolo împreună și noaptea când Hristos, mirele, urma să vină și când a și venit, după cum spune profeția, după cum spune parabola, în noaptea aceea unele au descoperit că n-au unde lemn. Și duceți-vă și cumpărați. S-au dus când? Prea târziu. S-au dus prea târziu. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbogățești. Pentru că tu crezi că bogăția este cea materială, dar n-ai credință. 2. Te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe. În Isaia la capitolul 64, versetul 6, în Isaia la capitolul 64, hai să citim. Versetul 6, ați văzut ce zice acolo, ați ajuns? Toți am ajuns ca niște necurați, și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiurile noastre ne iau ca vântul. Cum sunt toate faptele noastre bune? Ca o haină mânjită. Deci toți care pretindem că avem și fapte bune, hainele noastre de fapt sunt cum? Mânjite. Faptele noastre bune sunt mânjite de egoism. Pentru că mulți dintre noi, câteodată și când venim la biserică, dacă suntem mai într-un colț și nu ne vede nimeni, punem 5 lei. Dacă suntem mai în față și ne vede cineva, punem 50. Dacă suntem foarte în față și ne vede cineva, punem 100. Pentru că suntem foarte în față. Și viața noastră uneori, chiar în faptele bune, este mânjită de egoism. Am dat un exemplu banal. Faptele noastre bune sunt mânjite. Și Domnul ne spune, te rog, te sfătuiesc, îți recomand, să tăi haine albe. Haine albe. Pentru că cele pe care le porți sunt pătate. Apropo, vreau să vă spun așa într-o paranteză. În cartea Viața lui Iisus spune că Hristos, apropo, știe cineva cum erau hainele de pe Hristos? Curate sau pătate? Cine știe? Nu, nu, vorbim despre hainele care le purta. Nu o să vă vină să credeți. Nu o să vă vină să credeți. Erau pătate. Căutați în cartea Viața lui Iisus. Hainele lui Hristos
zice, erau pătate de mult umblet. Spălate, murdărite iară printre oameni. Spălate, murdărite iară. Spălate, murdărite. Și au ajuns să fie pătate de mult umblet. Știți de ce? Îmi deschid ușa la șifonier. Și cel puțin acum, de când am început să țin evanghelizări, m-am zis, bă, dar nu pot să mă duc într-un singur costum, că știi cum e. Trebuie să mai unul, nu? Și trebuie să mai unul și trebuie să să mai poți schimba. Hristos nu avea decât o singură haină. Și pentru hainele lui, când a ajuns pe cruce, s-a tras la sorți. Pentru că eu m-am îmbogățit. Eu nu sunt ca Hristos. Te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe. Domnul Hristos nu ne va da haina aceea pe care o veți găsi în Spiritul Profetic, care este pătată, ci ne va da haina purității, a curăției, haina caracterului Său va pune asupra noastră când noi ne vom duce la El să cumpărăm aceste lucruri. Dar ca noi să fim îmbogățiți cu credința, va trebui să renunțăm la bogăția pe care o urmărim. Ca noi să fim îmbrăcați cu hainele Lui, va trebui să renunțăm la hainele noastre care sunt ca o haină mânjită. Și mai spune Biblia, și mai trebuie ceva. Zice, hainele albe ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea guliciunii tale. Da? Și zice, și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Nici nu vezi, ești orb. Astăzi este sabat. Puțini oameni pe fața pământului astăzi, o rămășiță, se duc la biserică să se închide înaintea lui Dumnezeu. Mâine se vor duce foarte mulți. Una din cele două categorii are această problemă a orbirii. Nu văd. Nu văd. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 9, hai să citim aici un verset frumos. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, ne oprim imediat. Versetul 17 și 18 zice așa. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul, adică Pavel de mai târziu. Și a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să scapezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. Saul din Tars, marele Pavel de mai târziu. La întâlnirea cu Iisus Hristos, i s-a luat vederea efectiv. Spune că un fel de solzi a căzut de pe ochii lui. La momentul când a fost umplut cu Duhul Sfânt. Am vorbit noi mai devreme la lecțiune despre Duhul Sfânt. Am ajuns, frații mei, la finele istoriei acestui pământ, să vorbim despre toate subiectele importante ale Scripturii, să vorbim atât de mult despre Duhul Sfânt, dar să nu avem nicio relație cu El, să nu-L cunoaștem și, mai mult decât atât, să nu-I auzim vocea. Spunea fratele Ioane, dacă vă amintiți la lecțiune la un moment dat, a zis un text din Isaia că o voce se va auzi care va zice cum? Iată drumul. Mai departe? Mergeți pe el. Care e drumul? Care e drumul? Lumea te cheamă într-o direcție. Erezia te cheamă într-o direcție. Unii te cheamă în altă direcție. Care e drumul? Va trebui să auzi vocea. Iată drumul. Care e drumul? Doctorie pentru ochi îți recomand, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Dacă ți-ai uns, catina. Catina aceea pe care a pus-o Domnul Iisus pe ochii lui și s-a dus la scălătoarea Siloamului, s-a întors văzând bine. Să poți să vezi prin Duhul Sfânt. Altfel nu se poate vedea. De aceea se pune întrebarea, noi avem o carte intitulată O singură scriptură de cea religii. Cum este posibil ca toți să ținem aceeași Biblie în mână, să ne ducem la biserici diferite? Păi avem probleme cu orbirea. Toți ținem aceeași Biblie în mână, dar ne ducem în zile diferite și în biserici diferite să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Avem o problemă cu orbirea. Numai că nu o vedem. Și credem că suntem bine. Și acum, versetul 19 zice,
Eu mustru. Cui place mustrarea? Uite, după ce terminăm, ne întâlnim pe hol și ne mustrăm unii pe alții. Cui place mustrarea? Cui? Nimănui. Totuși, Biblia zice, eu mustru, dacă numai ne-ar mustra Domnul, ar mai fi cum ar mai fi. Dar zice versetul mai departe că și pedepsesc. Eu mustru și pedepsesc. Întrebare. V-a mustrat vreodată Dumnezeu? Frații mei, v-a mustrat vreodată Dumnezeu? Și doi, v-a pedepsit vreodată Dumnezeu? Dacă la prima întrebare, cât și la a doua, răspunsul dumneavoastră este nu, e o problemă. Ne place mustrarea? Nu. Da, pedeapsa? Nici atât. Cu toate acestea, Biblia zice, eu mustru și pedepsesc. A mustrat Dumnezeu pe poporul lui. Pe copiii lui. Pe oamenii lui. Pe ucenicii lui. I-a pedepsit? Au fost momente când Dumnezeu a pedepsit poporul? Deci uite cum vă împart. N-am ce să fac. Unii, sabia. Tăiați și gata. Doi, robia. Trei, rămâneți în țară o rămășiță ca să duceți sămânța mai departe. Unii, sabia, moarte. Doi, robia. Mai era o speranță de întoarcere. Trebuia neapărat. Da? Și trei, rămâneți în țară. N-ați făcut atât de mult rău. O duceți sămânța mai departe. Vă puteți imagina. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu s-a schimbat? Nu. Nu. Biblia din care eu citesc zice că pentru că Dumnezeu nu ne mustră, de aceea noi continuăm să facem lucruri rele. Frații mei, suntem în anul 2023, vine anul 2024, iar unii dintre noi credem că Dumnezeu nu-L va trimite pe Hristos nici în următorii 30 de ani. Ca să nu vă spun că am auzit chiar și de cifra de 200 de ani. Iisus nu va veni nici peste 200 de ani. Ca să nu vă zic că am auzit și de cifra de 500 de ani de la amvon. Hristos nu va veni nici peste 500 de ani de acum înainte. Știți când predicăm că Hristos nu vine curând? Când ne e bine sau când ne e rău? Dacă ai fi la spital și avea o boală incurabilă și ar veni medicul și ți-ar spune îmi pare rău, dar tu nu mai ai un an de zile de trăit. Vorbește cu familia, cheamă-ți copii, îmbrățișează, roagă-te cu ei, fă ce știi, că tu vei muri. Spune-mi, când ai vrea să vină Hristos? Dar noi ne-am îmbogățit. Noi nu ducem lipsă de nimic. Înțelegeți? Și mai zice aici, că Domnul ne sfătuiește trei lucruri și pentru cei care ratează să cumpere aceste trei lucruri, a ratat mântuirea. Credința, haina neprihănirii și prezența Duhului Sfânt într-un mod permanent. Frații mei, am citit la un moment dat despre profetul bisericii adventiste de ziua șaptea. Scria cineva care s-a rugat într-un cerc împreună cu Ellen White. Și scria mai târziu, când se ruga Ellen White, îți era frică din poziția de rugăciune să întinzi mâna ca nu cumva să-L lovești, nu cumva să te atingi de Iisus Hristos, pentru că ea se ruga unui Iisus Hristos care era prezent acolo împreună cu ei în cercul de rugăciune. Îți era frică să întinzi mâna ca nu cumva să-L lovești pe Iisus. Atât de prezent era Dumnezeu în viața ei. Întrebare. Cât de prezent este Dumnezeu în viața ta? Cât de prezent este Dumnezeu în viața mea astăzi? Cât de mult îl văd oamenii pe Dumnezeu în viața mea, în casa mea, în mașina mea, în familia mea? Cât de mult îl văd oamenii prezent pe Dumnezeu aici? Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Dacă Dumnezeu ne mustră,
Și dacă ne și pedepsește, are un motiv pe care ar trebui să-l pricepem printre rânduri. Iubirea. Pentru că te iubesc. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Acum, fii și tu plin de râvnă și pocăiește-te. Ce înseamnă pocăința? Mereu și mereu, la grupele pe unde le înființez, le spun, frații mei, pocăința, mereu trebuie să le spun din start treaba asta, pentru că oamenii știind că eu sunt de altă religie, se gândesc că merg acolo și le prezint Biblia frumos, pentru că vreau să-i fac adventiste, ziua șaptea, din catolici, baptiști, penticostali, sau ce sunt ei, nu contează. Le spun de fiecare că de fapt pocăința nu înseamnă schimbarea religiei. Pentru că nici în biserica unde merg eu nu sunt oamenii pocăiți cu toții. Și de cele mai multe ori trist, dar adevărat, și eu dovedesc că nu sunt pocăit. Ați avut momente în viața voastră când ați crezut că sunteți pocăiți și ați descoperit că nu sunteți? Ați avut? A avut și Pavel, a avut și Petru, a avut și David. David a fost numit om după inima mea. Ca mai târziu puțin să se descopere că, de fapt, el nu era un om după inima lui Dumnezeu. Pentru că abia după Psalmul 51, abia după Psalmul 32, să descoperim că David se pocăiește cu adevărat în cenușă ca Iov și este din nou numit om după inima mea, frații mei. Știți că în cartea lui Isaia zice, caut un om. Caut un om. Ne-a vorbit fratele Cosmin la ora de rugăciune despre țara Galilor. O reformă și o redeșteptare începută într-o țară de un om care a început să se roage. Știți cât timp se ruga Martin Luther, cel care a revoluționat Biserica Romano-Catolică? Știți cât timp se ruga Martin Luther în fiecare zi? În fiecare zi. Am avut vremuri când eram și eu pe lângă Martin Luther. Acum am renunțat de mult. Trebuie să mă întorc neapărat. Serios vorbesc. Știți cât timp se ruga Martin Luther? Cât? 2 ore. Așa. 4-5 ore se ruga în fiecare zi. 4-5 ore. 4-5 ore. 4-5 ore. În fiecare zi. Dacă avea mai puține probleme vreodată, se ruga 2 ore numai. Dar cel mai des se ruga 4-5 ore pentru că problemele erau tot timpul. 4-5 ore la rugăciune? La cât începe munca? La? La 9. La cât ar trebui să te scol ca să te rogi 4-5 ore? La 4. Ca să stai 4 ore cu Dumnezeu, 5. Azi. Mâine. Poi mâine. Facem noi asta? Nu. N-avem timp. Nu ne rugăm nici 40-50 de minute. Am ajuns să nu ne mai rugăm nici 4-5 minute. Ci doar avem o rugăciune de o propoziție. Doamne, fii cu mine, cu familia mea, cu toți ai mei. La revedere, am plecat la muncă. E adevărat sau nu? De ce nu ne mai rugăm? Pentru că avem de toate. Pentru că tot ceea ce a contat și tot ceea ce contează în Biserica Laodiceea este să avem, nu să fim. Să avem, nu să fim. Iar starea Bisericii Laodiceea este una de plâns. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, veți descoperi, frații mei, dintre cele 7 biserici, că nici una nu este într-o situație mai deplorabilă ca ultima. Și acum, la final, mesagerul cerului spune, iată, eu, spune Iisus, stau la ușă și bat. Unde este Iisus Hristos în biserica din Laodiceea? Înăuntru bisericii sau afară? Frații mei, unde este Iisus Hristos în biserica din Laodiceea, înăuntru sau afară? Și acum aș vrea să vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că El este afară și nu este înăuntru? O fi ceva înăuntru celui nu-i place? O fi ceva înăuntru celui nu-i place? O fi ceva în viața noastră celui nu-i place? O fi ceva în viața mea și în inima mea ce pe El nu-L lasă să intre?
De aceea el stă la ușă și bate. Și zice, dacă aude cineva glasul meu, dacă aude cineva, nu se dă buzna, nu sunt uși culisante ca la Peco, nu se deschid în fața ta, da? Stă la ușă și bate. Dacă aude cineva, mai întâi trebuie să auzi. Cât zgomot este în inima ta de nu se aude vocea lui Iisus? Cât zgomot este în mintea ta de nu se aude vocea lui Iisus? Despre ce sunt gândurile noastre de nu se aude vocea lui Iisus și el încă stă afară? Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dacă aude și dacă deschide. Eu trăiesc sentimentul că starea bună materială care ne-a cuprins pe toți este aproape letală. Nu trebuie să subscrieți, vă spun doar ceea ce eu gândesc prin prisma cuvântului pe care îl citesc. Starea bună, materială, în care a ajuns biserica la Laodiceea, este aproape letală. A mâncat toată credința din noi. Ne-a dezbrăcat de hainele neprihănirii. Și ne-a orbit că nu mai avem prezența Duhului Sfânt. Și umblăm toți în această lume, numai citești pe frunțile lor, laodicieni puri 100%. E adevărat sau fals? Și acum, celui ce va birui. Celui ce va birui. Ca la fiecare biserică mereu și mereu se spune asta. Celui ce va birui. Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. De la fiecare generație, de la fiecare biserică se așteaptă biruitorii. Apocalipsa este plină de mesajul acesta că cineva va trebui să biruiască. Și pe marea de cristal zice Biblia că vor sta biruitorii. Biruitorii. Nu vor sta învinși. Învinșii vor sta în afara noului Ierusalim împreună cu diavolul. Învinșii. I-am învins diavolul și acum sunt cu el în tabără acolo. Biruitorii vor sta pe marea de cristal. Biruitorii au învățat lecțiile credinței în focul încercărilor. Biruitorii s-au dezbrăcat de hainele pretențiilor și s-au îmbrăcat în haina smerită a lui Iisus Hristos. Biruitorii și-au uns ochii și prin Duhul Sfânt văd. Există un text în Cronici 12:32, zice, fiii lui Isahar, care se pricepeau la înțelegerea vremurilor. Fiii lui Isahar, care se pricepeau la înțelegerea vremurilor și știa ce trebuia să facă Israel. Unde sunt fiii lui Isahar astăzi? Care se pricep la înțelegerea vremurilor și știa ce trebuia să facă Israel ca să le spună să facă, pentru ca să se pregătească pentru Dumnezeu. Celui ce va birui, îi voi da să șadă pe scaun de domnie. Stimate frate și stimate soră, vei fi și voi fi dintre biruitori sau dintre biruiți. Există o a treia alternativă? Nu există. Vom fi biruitori sau vom fi biruiți? Întrebarea este, de cine depinde biruința? De cine depinde? De cine depinde? Vedeți? Nu va veni nimeni acasă la noastră, acasă la noi să ne schimbe în anumite privințe. Nu va veni nimeni să ne schimbe. Va trebui să începem noi personal o lucrare de reformă în viața noastră. Este sfârșit de an și început de an. E vremea să ne punem noi ținte. E vremea să ne punem noi ținte. Mi-amintesc că eram la Bacău, la biserică, și când venea săptămâna de rugăciune, sau mai mult decât atât, eram acasă în Dâmbovița, încă nu eram căsătorit. Și se urca, cam cum e așa sabatul acesta, se urca în zi de sabat prezbiterul la Amvon și în săptămâna de rugăciune ne puneam niște ținte. Vă mai amintiți cum era mai de mult? Printre ținte erau să nu. Ce ținte se punea, vă mai amintiți? Săptămâna asta.
Când începea săptămâna de rugăciune. Să nu mă mai uit la televizor. Vă mai amintiți? Să nu mă uit la televizor. Astăzi am putea spune că televizorul nici nu mai e băgat în seamă. Să nu mai stăm pe Facebook atât timp. Să nu mai stăm pe TikTok. Să nu mai stăm pe Instagram. Să nu mai stăm pe WhatsApp. Să nu mai stăm pe YouTube. Să nu mai stăm pe filme. Să nu mai stăm pe... Săptămâna asta, într-o seară, m-am uitat, nu mai știu, pe YouTube sau pe ce m-am uitat. Mi-am dat seama ce drog extraordinar poate să fie internetul. Următorul. 30 de secunde. Următorul. 15. Următorul. Un minut. Următorul. 2 minute. Următorul. Și tup, 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 tup. Ați observat, nu? Asta vreodată? Ați făcut vreodată păcatul acesta? Sau eu sunt singur care l-am făcut? Când începi și dai și te uiți, trece o oră și nu știi că a trecut o oră. Nu ți-e foame? Nu ți-e sete? N-ai dureri? Și dai? Și mai departe? Am ajuns la concluzia, când m-am uitat într-o seară săptămâna asta, peste câteva, n-am stat eu ore în șir, că lucrul, m-am uitat peste niște lucruri, că treaba asta este un drog. De aceea mănâncă spiritualitatea. De aceea nu mai ai chef să te rogi. Nu mai ai chef să studiezi. Nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Pentru că stai și pleci într-o altă lume și îți îmbeți mintea. Și nu mai ai nevoie de Dumnezeu, nu mai ai nevoie de rugăciune, nu mai vrei să vină Iisus și tot stai. Este un exemplu. Sunt atât de multe exemple. Mă rog la Dumnezeu să facă ceva cu noi. Mă rog Dumnezeu să ne trezească cumva. Mă rog la Dumnezeu să ne ajute să ieșim din starea laodiceană. Închei spunând. Ultima biserică prezentată în Apocalipsa 2 și 3 este Laodiceea. Laodiceea înseamnă poporul judecății. Aș vrea să rețineți această ultimă propoziție. Laodiceenii nu vor rămâne pentru totdeauna laodiceeni, ci laodiceenii, unii dintre ei, cei care vor, cei care se luptă, vor ajunge într-o zi să fie biruitori. Biruitori. Frații mei, nu o să ajungem biruitori prin selecție, nu o să ajungem biruitori prin rudenie, nu o să ajungem biruitori prin ceea ce noi facem la biserică sau nu facem, ci vom ajunge acolo datorită biruinței asupra obiceiurilor lumii acesteia. De aceea și Apocalipsa 3 cu biserica Laodiceea se încheie ca și la celelalte celui ce are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute. Puneți-vă, frații mei, ținte și eu îmi pun ținte. Toți suntem în aceeași tabără, toți suntem în aceeași luptă. Puneți-vă țintă anul care vine să fiți biruitori. Dumnezeu să ne ajute să biruim toate momentele din viața noastră în care nu suntem așa cum ar trebui. Dumnezeu să ne dea biruința. Amin.